Alina de la Mireasa, sezonul 5, a postat noi imagini cu bebelușul ei. Fosta concurentă este mai fericită ca niciodată. Alina și Valentin de la Mireasa, sezonul 5, nu își mai încap în piele de fericire de când au devenit pentru prima oară, de curând, părinți fără doar și poate, cei doi foști concurenți ai show-ului matrimonial de la Antena 1 trăiesc unele dintre cele mai frumoase momente și sunt mai fericiți ca niciodată. Alina de la Mireasa, sezonul 5, o nouă imagine cu băiețelul ei. Alina de la Mireasa, sezonul 5, a devenit în urmă cu câteva zile, proaspăt mămica unui băiețel adorabil. La scurt timp după ce a născut, tânăra le-a dat minunata veste și fanilor ce o urmăresc pe pagina ei de Instagram de curând, pentru că nu își mai încape în piele de fericire de când a devenit mămică. Alina s-a filmat alături de bebelușul ei în cele mai tandre ipostaze de până acum. Mai exact, într-una dintre postările recente făcute de Alina pe internet, tânăra i-a surprins pe fanii săi cu o nouă imagine și un video emoționant, în care își ține cu delicatețe băiețelul în brațe, oferindu-i săruturi pline de tandrețe. Cum a anunțat Alina din sezonul 5 Mireasa că este însărcinată? Amintim că, la data de 6 iunie 2023, Alina, fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 5, făcea cel mai neașteptat anunț. Ei bine, fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 a publicat mai multe imagini pe contul de Instagram prin care dădea vestea că este însărcinată, fotografii în care apărea și testul pozitiv de sarcină. A fost un moment special, un moment unic, un moment pentru care nu am cuvinte, mai bine la pozele aici să ne citiți fericirea pe chipuri, a scris Alina de la Mireasa, sezonul 5, la acea vreme, pe internet.